să fluiere. Da. Cristi, spune-mi un lucru, te rog. Poate că, nu știu, ca și talent, este cel mai bun stranier care a venit, nu știu, în ultimii 5 ani în România, acest Tsitsipas? Deci mi s-a părut ieri o prestație fantastică. De data asta dublata lui Tsitsipas, dă un Tsitsipas în slujba echipei, care în minutul 70-80 venea în apărare și făcea de posedări sau chiar alunecări. Nu l-a mai văzut niciodată pe Tsitsipas. Iar pasele, pur și simplu, e o expresie care am tot folosit-o în ceea ce îl privește, dar nu găsesc alta. Tsitsipas pictează. Da. Au făcut o pregătire foarte bună. Și încă o dată, fotbalul demonstrează că pregătirea fizică nu e totul, dar fără ea totul e nimic. În acest sens, nu întâmplător, CFR-ul a arătat bine aseară, mai bine decât în prima etapă, în care în prima repriză am suferit împotriva celor de la Dinamo. Nu știu în ce măsură sunt vinovați cei de la Rapid, dar cred că meritul, dacă jocul a fost frumos, este și al CFR-ului, pentru că cu excepția situațiilor în care am avut anumite greșeli personale și n-aș vrea să dau numele jucătorilor pentru că au apărut ocazii de gol, chiar dacă am înscris de două ori, n-am reușit să obținem decât un rezultat de egalitate. Acest lucru este îngrijorător. Hai. De ce? De ce e îngrijorător? Îngrijorător pentru că în două meciuri am primit 4 goluri și e mult. Adică să înscrii de 5 ori și să ai în două meciuri și să ai doar 4 puncte e puțin. Din acest punct de vedere putem spune că suntem nemulțumiți. Și Dan Petrescu, cu atât mai multe, sunt convins, îngrijorat, pentru că primim mult prea ușor primim. Dar ce? Aieti e accidentat sau ceva sau pur și simplu nu intră nu intră în vederile lui Dan Petrescu? Aieti și Cresi sunt accidentați. Aieti n-a fost la pregătire pentru că a fost în Germania alături de naționala Albaniei. Este un jucător care a evoluat la Euro și a fost apreciat. Și din acest punct de vedere, la urmă, cei care l-au locuit sunt jucători care, atât timp cât sunt în lotul CFR-ului, sunt jucători buni. Mă refer aici la Boban și la Matei. Te rog, spune. Cristi și Mudică sunt, bună dimineața. Bună, Șumi. Vreau să te întreb un singur lucru despre Aieti. Aieti are o problemă musculară. Aieti nu are o problemă musculară, e ceva care va trece de la sine și... Știi de ce am vrut să te întreb? Acum nu știu, am crezut că e muscular. Eu l-am avut la Gaziantep pe fratele lui, foarte bun jucător, un vârf de atac. Atacant, foarte bun, fost la Basel, la Celtic, deci marcator. L-am urmărit și noi, era cât pe ce să-l aducem. Făcea așa mai mare greșeală. Din cauza problemelor medicale, nu? Da, deci calitate indiscutabilă. Pe cine, doar o secundă, pe cine vrea să aduceți? Pe fratele lui Aieti, pe atacant? Da, e un marcator bun. Doar că era un marcator bun, a pierdut din încredere, a pierdut din orice, a pierdut din calitate, datorită acestor accidentări, fiindcă el nu se poate... niciodată a antrenat la capacitate maximă, chiar preparatorului meu fizic și staffului medical i-a transmis lucrul ăsta, că el are nevoie de foarte multe zile de odihnă în durata unui ciclu săptămânal și eu am avut mari probleme cu el în sensul în care nu puteam să-l folosesc, chiar de câte ori l-am folosit, imediat îmi făcea ruptură sau când făceam un antrenament mai tare, îmi făcea rupturi musculare. El în ultimii 2-3 ani, cred că a avut probleme musculare de genul a 6-7 probleme de genul ăsta și mă uitam în același timp și comparam cu fratele lui, cu Aieti, care este la voi și vedeam că de foarte multe ori și el a avut probleme musculare. Adică genetic, practic? Asta vreau să fac o legătură, fiindcă și el a avut foarte multe probleme de genul muscular și am vrut să te întreb dacă și în momentul actual aceleași probleme
îl macină și nu este în pentru că el, Cristi, el e un fotbalist bun, Aeti, un fundaș central bun. Păi dacă te uitai pe CV-ul atacantului, eu am înnebunit când l-am văzut, da? Că l-a antrenez. Când am văzut că l-a antrenez, nu-mi venea să cred. Dar băiatul era la 30% din posibilități. Da, nu putea să... El niciodată, timp cu mine de 8 luni de zile, n-a făcut un sprint. N-a făcut un sprint 100% la niciun antrenament. Da. Asta ziceam, Cristi, Aeti un fundaș, revenim la Aeti. Acum, fundașul vostru, un fundaș central foarte bun, care cred că v-ar ajuta. De-aia te-am întrebat ce e cu Aeti, că am bănuit că e accidentat. Da, nu este situația lui. Și probabil că, genetic vorbind, toate problemele le-a luat atacantul și nu fundașul. Nu, el a jucat, și la Euro. Da, anul trecut a stat vreo 2 luni, jumate cu ruptură, mi-aduc aminte clar. Anul trecut a avut o leziune musculară unde a fost protejat, după care a fost greu să prinde echipa, pentru că dacă ajungi să câștige o echipă, de obicei antrenorii nu schimbă. Bun, deci ca să concluzionăm, că nu ăsta e neapărat subiectul, deci Aeti e accidentat? Aeti e accidentat, nu este ceva.